În prezent, în învățământul de stat și privat, sunt înmatriculați un număr de aproximativ 520.000 de studenți. Ministerul vrea să ia această măsură în condițiile în care alegătorii votează numai la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea unde și-au domiciliul ori reședința. Măsura vizează biletele pentru trenuri regio și interregio clasa a doua în perioada 10-11 decembrie 2016. Operatorii de transport feroviar care asigură transportul vor prezenta la Ministerul Transporturilor Direcția Economică o situație a călătorilor care au beneficiat de această gratuitate în baza prezentei ordonanțe de urgență. Operatorii de transport feroviar, care asigură în perioada 10-11 decembrie 2016 transportul elevilor și studenților cu drept de vot, vor recupera contravaloarea biletelor de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.